Cam așa arată la 5 stele o plajă privată, lucru care nu l-am înțeles când m-am trezit la 4 dimineața. Trebuie să mergem acum la un hotel de 5 stele de aici, de Sharm el Sheikh, de lângă noi. Acum că o răsărit soarele, toată valea asta se vede mult mai frumos, în dublu față de ce găsești în oraș. Haideți cu bună dimineața, tot de aici, din Sharm el Sheikh. Momentan m-am trezit, acum la 3:50 dimineața și a fi luat pentru a merge cu ATV-urile. Vom merge în deșert. Ia priviți aici ce canion frumos. Chiar și cineva care se plimbă cu Camila la ora asta. Foarte, foarte fain. Cerul e senin. Luna încă e pe cer. Soarele încă nu a răsărit. De bea aștept. 1, 2, 3, noro! Foarte faină senzația. Și acum ne-am oprit ca să admirăm puțin răsăritul de soare de aici. Și ceva case pur și simplu autentice de aici. Camila parcată afară. Câteva din ele chiar nu au nici măcar un acoperiș ca lumea. Cred că, din câte mi-amintesc din program, vom merge să bem un ceai aici. Am băut și o cafeluță aici rapid la beduini, cafea turcească, și acum o să ne îndreptăm înapoi, cel mai probabil. O să mai vedem 2-3 dune. Acum cel mai probabil o să ne îndreptăm înapoi spre bază. Și hai să-i dăm înapoi. Acum că o răsărit soarele, toată valea asta se vede mult mai frumos. În total au durat undeva la o oră, o oră și un sfert pe ATV, iar apoi cu tot cu drum au durat undeva la 3 ore, 3 ore jumătate. Apoi am mai băut și o cafea, care o costa 50 de lire egiptene. Un preț cam dublu față de ce găsești în oraș. În ce privește excursia în sine, eu zic că a fost o experiență destul de faină. Am văzut niște peisaje interesante. Faptul că am mers la răsăritul soarelui a făcut ca experiența să fie mult mai faină, pentru că nu a fost chiar așa de cald și chiar am putut să mă bucur de toată excursia asta. Mergem acum la hotel, luăm breakfast-ul și ne pregătim pentru a doua excursie care am programat-o pe ziua de azi. Iar acum, după puțină relaxare, mergem să facem a doua activitate pe ziua de azi, și anume să mergem cu barca de sticlă. Să putem observa peștii, să vedem coralii fără a ne uda. Trebuie să mergem acum la un hotel de 5 stele de aici, de Sharm el Sheikh, de lângă noi, iar apoi vom lua barca și vom ieși în larg. Toată excursia ar trebui să dureze undeva la o oră și un sfert și ne va costa 5 euro de persoană. Iar cam așa arată la 5 stele o plajă privată, foarte organizată, foarte curată, foarte bine pus totul la punct. Da, foarte fain și foarte curată plajă. Cât de fain să văd coralii. Uite, ăsta la galben de acolo. Acum ne lăsăm puțin așa pe mare să admirăm peisajul. Încerca să ne vând o apă de 10 ori mai scump, să ceară ciubuc, dar e standard în Egipt. Deja m-am obișnuit. Mai ne bucurăm puțin de priveliștea de aici, apoi o să ne întoarcem înapoi la mare. Eu zic că, per total, ca și experiență scurtă,
Deși e destul de scump pentru Egipt, s-o merita la bani. Acum mă întorc înapoi spre hotel, apoi o să mergem până la restaurant să mâncăm ceva. Toată experiența a durat undeva la o oră și a costat 7,50 € de persoană. Sunt sigur că dacă negociam, ținem cont de ce experiență am avut cu 10 € aici în Sharm el Sheikh, nu, în Hurghada, sunt sigur că puteam negocia la un preț și mai bun. Lucru care nu l-am înțeles când m-am trezit la 4 dimineața pentru a merge cu acela TV, a fost faptul că pe la 4 dimineața încă era muzică la maxim și încă era o grămadă de oameni pe drum și foarte multe baruri deschise până la 4, 5, 6 dimineața. Deci Sharm el Sheikh e cam pentru toate gusturile. Și acum la restaurantul meu preferat de aici din Sharm el Sheikh, prețuri destul de ok, toată mâncarea fresh. În caz de veniți și vreți să mâncați ieftin și bun, să veniți aici. Iar așa ca fel principal mi-am luat un pui, se cheamă chicken fatuș, cu iaurt și cu orez. Ia să băgăm să vedem dacă e bun. Iar așa ca pentru ultimele ore am decis să mă relaxez o oră, două așa la piscină, iar apoi mă voi pregăti să mă duc spre aeroport pentru a prinde zborul de Luton la ora 11 seara. Și cam atâta și cu aventura asta din Egipt. Eu tocmai ce am ajuns înapoi acasă și mă pregătesc de noua aventură care va veni curând. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la această serie de videoclipuri, cred eu, foarte interesantă despre Egipt. Iar noi ne revedem cu drag într-un viitor videoclip dintr-o țară interesantă. Pe curând!